Acum sunt cam 10-12 grade, e cam târziu, este ora 10, o să fie 25 de grade după cum fac ăștia prognoză, mâine plouă. O să bag diafragme de polistiren, ăsta are cam pe 6 intervale. Astea nu mai sunt necesare. Le-am folosit pentru stimulare. Lichid nu o să le mai dau, așa că vin scoase afară și vin trase lateral ramele care nu mai sunt necesare. Și vin băgate, am spus, diafragme, vin trase la o parte sau vin puse pentru topit ramele care au fost trase lateral și nu mai sunt necesare. Am intervenit prea rar, am neglijat stupii care au fost mai tari și am cam pățit-o din nou, pentru că eu nu am timp atâta, nu îmi fac timp atâta și cred că nu mă mai interesează atâta nici albinele. Deci am pus undeva diafragmă și atenție la, foarte atenție la furtișag, nu interveniți la miere. Acesta a fost cel mai tare stup, a fost din margine, a rămas fără albine, doar cu hoațe. Acum am închis, nu mai este nici miere, nici nimic în el. Eu credeam că cel de lângă, care am văzut că nu are matcă, dar acesta l-au furat, nu mai are nimic în el. L-am închis, acesta l-am înlăturat și l-am dus ieri acasă la distanță de, eu știu, 7 km. Am pus aici un stup gol, l-am luat cu tot cu hoațe ca să opresc aici. A fost un furtișag mascat, de fapt. Nu mai are nimic decât câțiva trântori care, bineînțeles, că nu mai au mâncare și au decedat.